Dar ei, amintindu-i din nou, le-au dat drumul, ne găsim niciun chip cum să-i pedepsească. Păcuse. Căci omul care se păcuse această minune, a vindecării avea mai mult ca 40 de ani. Părintele Mihail a împlinit deja 50 de ani de slujire preoțească și iată astăzi împreună cu focul Haric a venit din partea Patriarhiei Ruse, din partea Patriarhului Kiril și acest orden cu care Părintele Mihail mâine la orele 3 la slujba vecerniei va fi decorat de către înalt preasfințitul Marchel, arhiepiscop de Bălți și Fălești cu binecuvântarea Patriarhului Kiril. La această slujbă divină vor fi toți slujitorii municipiului Bălți. De aceea vă invităm și pe dumneavoastră ca să luați parte și împreună să ne rugăm Bunului Dumnezeu cel înviat din morți pentru Părintele Mihail, pentru sănătatea lui și pentru mulți ani ca să ne mai slujească Bunului Dumnezeu, să aducă rugăciunile lui înaintea Bunului Dumnezeu. Fiți sănătoși și Dumnezeu păzindu-ne! Pentru rugăciuni! Thank you.
și le-a zis, bucurați-vă! Iar ele atupindu-se au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, mergeți și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată unii dintre păzitori venind în oraș au spus că pe teninilor preoților poate cele ce... Și ce mor din mormânturi viață, dăruindu-ne. Thank you.